Salut, sunt Andrei de la motorut.ro și astăzi m-am trezit cu o mare dilemă. Și anume, cât de confortabilă este o motocicletă super sport pe drumurile de la noi din țară. De aceea voi face o mică excursie de aproximativ 600 de kilometri cu frumusețea asta din spatele meu. Sigur, această motocicletă împreună cu proprietarul ei de drept au mai văzut 8-900 de kilometri pe la noi prin țară în aceea zi, însă vreau să văd cât de obositoare este pentru un motociclist obișnuit ca și mine. Așa că Z-ul rămâne în spate cu cursa trasă și plecăm la drum cu frumusețea asta. Traseul îl găsiți în descrierea acestui clip. A venit și vremea primului popas, sunt pe DN10, aproape de intrarea în orașul Nehoiu. Am făcut aproximativ 160 de kilometri până aici. Am ales un traseu un pic diferit, am venit București, Ploiești, Vălenii de Munte, iar la Vălenii de Munte am făcut dreapta spre Bășceni și Calvin, parcă se cheamă cele două sate. Am ales special traseul ăsta pentru că este un pic mai vălurit și voiam să văd cum se resimt șocurile astea pe un super sport. Să vedem mai departe. Și la al doilea popas. De fapt, ca să fiu sincer, e al treilea popas. Am mai făcut o oprire și pe lângă barajul Seriu, m-am văzut cu niște prieteni. Au început să mă cam lase mâinile, mai ales că a fost foarte mult pe coborâre acum. Iată, am ajuns și în București. Impresii împărțite, ca să zic așa. Păreri împărțite. A fost totul bine. Primii 300 de kilometri, să zicem, nu m-am resimțit. Chiar mi-a plăcut. După ce am început să cobor pe cheia, pe partea de serpentine, unde sunt și foarte multe denivelări, îmi venea să mă teleportez de acolo. Deci era... mi-a părut groaznic. Nefiind nici obișnuit cu poziția, fiind și pe coborâre, foarte multe șocuri în ghidon. Am ajuns cu cheu cu vai la Ploiești și m-am hotărât să vin pe autostradă până la București. E, pe autostradă lucrurile s-au schimbat. Acolo asfaltul a fost perfect. Odată ce am băgat capul sub parbriz, n-a mai fost nicio problemă. Am ajuns imediat la București, poziție relaxantă, fără stres în cheieturi. Astfel, concluzie că dacă asfaltul ar fi ok în România, ceea ce nu este, probabil ai putea să faci turul României și cu o super sportivă fără să te resimți sau fără să fie inconfortabil. Însă, la cum sunt drumurile în România, să mergi cu o super sportivă mai mult de 450-500 de kilometri într-o zi este foarte solicitant. Respectele mele pentru cei ce fac mai mult de 500 de kilometri la o plimbare cu un super sport, însă locul adevărat al acestor motociclete cred că rămâne pe circuit. Dacă nu aș fi ieșit un pic pe autostradă,
probabil că astăzi la mult de a patra nu i-aș fi dat-o. În concluzie, cea mai bună motocicletă este motocicleta care îți place și pentru care ești dispus să suferi.